Bravo, mulțumim Mihai. Mulțumim frumos și că nu ne-ai creat foarte mari emoții. Ca de obicei, atunci când Mihai Trăistariu apare la noi la Muntenia TV, el trece prin cadru. Da, adevărul e că ne-ai creat emoții. Bună dimineața și bine ai revenit. Dimisiono. Te mai întorci? Tornero, dimisiono? M-am mărit tornero. Am promis că mă mărit tornero la Giurgiu și uite cum am întors. Și nu numai că... Te-ai reîntors și mi-ai respectat încă o promisiune, aceea de a veni cu fratele tău, care fratele pictează, da. Și care, uite, acum am aflat că el cântă și la pian. Da, toată familia cântă. Noi suntem patru frați și părinții și-au dorit neapărat să facem, să desenăm fiecare zi, noi desenam, la, cum să zic, obligați puțin de tata, și am făcut câte un instrument și-au dorit ei să facem. Și-au făcut și sora noastră vioară, pian, am făcut amândoi, trompetă, celălalt, deci puteam să facem o familie de... Cu o trupă de... de melodia aia, suntem familia muzicală, noi suntem cântăreți de soi, cântăm din zori și până în seară. Și nu mai știu cum era. Care-și tot ce debutul? Hai, e tot cu noi. Da. Așa. Trage atenția persoanelor de sex masculin și de a avea un anumit target, nu-i decât un pas. Adică de la... Nu urmăresc, n-am intențiile alea care le au cei care, ziarele care le promovează cu ajutorul acestui imagine. Intenția mea este să exprim iubirea, efectiv. Bine, acum te-am scos la tablă pe tine de un profesor de pictură care pictezi așa ceva, dar de fapt, dacă stăm să ne gândim, și mari pictori au pictat nuduri. Da. Și îmi amintesc acum și de... Cei mai mari pictori sunt cei care pot să realizeze nuduri. Și cei mai mari pictori sunt cei care pot să realizeze, să obțină culoarea exactă a pielei omului. Sunt cotat cel mai mare pictor. Și eu am această calitate. Eu mă gândeam la Michelangelo acum, că avea picturile alea prin biserici. Nuduri. Toate sunt nuduri. Și n-au fost deloc comerciale. Da. Și mă gândesc, toți erau scandal acolo. Era o destrăbălare și o... Doamne, iartă-mă. Ce ai spus? Nu, asta este o preconcepție. Așa ne crea Dumnezeu. Goi. Da. La trup. Da. Nu la minte. Și... Și la minte până la urmă, dacă stau să-l completez așa puțin... Și la minte? Da. Păi, cu ce vii? Ce bagaj de cunoștință ai? Da, vii... de fapt te creează, da. Te îmbraci pe parcurs și cu haine și cu... Și cu minte. Informație. Da. Te deranjezi dacă te mai țin de vorbă că tu vrei să și pictezi? Nu, tu vrei să și desenezi, vrei să și... Că da, adică nu, adică mă deranjezi. Eu aș vrea să punctăm mai degrabă și câteva din lucrurile tale mai de suflet, câteva pe care, din lucrurile pe care tu chiar ai ținut să ni le arăți aici. Este vorba de... Peisaje. Aici am adus câteva lucrări pe care, din fiecare ciclu, deci peisaj, case vechi din Piatra Neamț, vase de cucuteni. E chiar am impresia că sunt în pădure aici. Da. Da, este cea mai recentă lucrare pictată acum 3 luni. Undeva aproape de mine, ca să pot să ajung la acest tablou. Mi-a plăcut nici mai nici am văzut până acum. Seamănă oarecum și cu decorul emisiunii noastre. Da. Și cred că de aceea... Da, într-adevăr. Eu pictez după, numai după, adică îmi place să pictez după model viu, să exprim cât, fie cât mai real și să transmit emoții. Aici nu știu ce. Aici sunt statuete din cultura cucuteni, din tema aleasă de mine. O cultură... Din lut, nu? Sau din ce? Din lut. Te cunoște pe toate lucrările, Mihai. Nu toate, asta nu știam, de exemplu. E nouă. Îți place? Nu? Scrie 2005, deci... 2005. Da. Ai spus vreodată că nu-ți place vreo lucrare? Nu i-am zis. Ți-am zis vreodată? Ba, că nu. Nu i-am zis dacă îmi place. Ți-am zis eu că nu-mi place ceva vreodată? Nu, i-am dat temă la un moment dat. I-am zis vreau și eu în casă să am două tablouri, dar așa mai SF, mai ozenistice. Mi-a făcut două bile, două sfere care zboară și un bolovan zburător, un fel de asteroid cu un copac pe acolo, nu mai știu. Sau are un scaun pe el. O ciudățenie. Așa, să fie mai în ton cu timpurile mai cu, noastre. Da. Da, într-adevăr, te-ai într-o lume mai agitată, mai... Modernă, mai... Din ce în ce mai modernă, da.
O să mai discutăm despre acest aspect. Până în alta, luna decembrie, noi ne gândim să fim mai buni, mai darnici, mai pioși, mai aproape de familie și începe vremea colindelor, vremea la care sufletul nostru este mult mai sensibilizat și tu știu că ai deja incluse și pe albumul tău colinde frumoase. Da. Pe acest album de Crăciun cu Mihai Tăistariu se regăsesc și piese în română și în engleză. Orice veste minunată, Olina.